Vestea că doamna Loredana părăsea casa Mirea sa năștea mulți nervi, chiar și din partea Mariei, care se arăta înverșunată pe Hatice. Ce faci tu? Dar hai să ne mai vedem lungul nasul, că pe bune, o femeie în vârstă a dat și ea viață la doi copii și mă tur cu ea pe jos, nu e chiar așa. Nu mă tură nimeni. Mai urât de atât, n-ai ce să faci ca să te vezi urât. Adică și-a dat singură cu ciocanul în degete, ce vrei să-ți iei? Unda de șoc se reflecta și asupra lui Dani. Băi, ești nebun. Știam. Foarte bine. Mă. De când ți-am spus? Mă gândeam că o să vorbească cu taică-tu sau... Păi ești nebun, asta mai rău 3 săptămâni. Începe distracția din ce în ce mai tare. Lasă așa, de ce să fie aici? Tot mai puternic, place să-și bată cap. Și e mai puternic, și e mai tare. Până în ultima zi. Nu ne-am luat la revedere. Te-ai ieșit pe ușa din spate. Să las un mesaj pe antena Play și dacă o să continui să aducă jigniri și chestii de genul, o să zic la e-mail său. Procedeți. În avocat, poți să lucrezi și zi și noapte. Sunt sătulă. Da. Acum să ieși afară să aduci chiar jigniri sau la familia mea sau chestii de genul, aici e altceva. Da. Afară trebuie să pui stop. Dacă să continui, ok. Mm-hmm. Chiar am sură cu toată lumea, sunt printez, îmi fac screen la absolut orice chestie. Poți să faci asta. Pentru că în casă ai jignit, ai primit jignit, da, nu e ok, tot ce vrei. Afară nu-ți mai dau niciun drept. Aici am înțeles, e o competiție. Toți jignim, toți ne băcălăcărim, dar... Mm-hmm. Nu să mă mai denigrezi pe mine afară. Stop. Tot e făcut cu un scop. Cadă victimă. Zice că părintele trece prin apă, prin foc pentru copilul lui. Indiferent ce greutăți are în jur. Bunii e părinte, Ana e părinte. Eu nu, dar nu m-aș fi neca la mal. Tu crezi că mie mi-e ușor? Hai, Irina, sau lui Ana, sau la oricare. Hai. Doamne, Ana, știu sigur că nu e ușor. Aici știu sigur. Ce așa? Da. Nu, Irina zicea că ea o înțelege pe o parte. Eu am zis că nu, ca mamă eu aș fi luptat până la final. Păi când jignești toată lumea, îți convine când să jignești, te jignești până apoi nu-ți mai convine. Nu-i mai convine, eu da. Eu știu ce zic. Nu, ei, eu cred că a fost un pretext. E altceva la mijloc. Ai jignit aproape toată lumea din casa asta. Eu nu mă leg pe chestia asta. După faptă și răsplată. E fost greu la început. Și când mai ai 3 săptămâni, eu nu m-aș înnec. Eu la asta vreau să zic. Eu m-aș fi dus până în pânzele albe, eu cum am zis. Toți avem o limită. Și al meu a avut o limită acum. Care mă, hai, toți avem, dar știi cum e, trebuie să știm să le depășim. Eu am fost aia care a jignit, eu am fost aia care a vorbit urât. Nu, trebuie să știm cum să le depășim, trebuie să știm să mergem mai departe. Ne acceptăm și cele bune și cele rele și ne ducem mai departe. Eu, pe principiul ăla, dacă greșesc... Diana simțea că cedează, cu dorința clară de a pleca și ea. Nu mai plânge. O să fie bine, ai rămas cu Dani. Nu ești singură. Da, o să merg la camere să zic să mă botez, să plec. Eu zic să mai gândești. Dacă chiar vrei să le dai satisfacție oamenilor. Poate plec eu, vineri, ar fi bestial. Și după aia să iasă el, când a ieșit. Ce mai nervi? Am un car de nervi. Știu. Pe mine mă oftică cel mai tare doamna Loredana. Pentru că prin lucrurile pe care le face, ea dă satisfacție altora. Asta am zis și Diana, că a zis că vrea să ceară să-mi... Abia au așteptat să... Scape de... Nu să scape, să provoace așa. Să vă echilibreze pe voi doi. Să scoată reacții și uite că le iese. Nu să ne facă rău? Că mâine o să zică ce s-a întâmplat și ce plânge ăsta și ce schimbări vor fi. O să zic că pleacă și Dani.
Hai, mă, nu te gândi așa departe. Când nu mai vrut să plece odată, i s-a zis, dacă plecați, plecați cu Dani cu tot. Și acum ce-i diferit? Măcar să știu, să cer la oamenii aia să mă scoată afară, să nu mă țină dacă pleacă. Îți dai seama că dacă pleacă, nu mergem și vorbim cu toții, nu să nu te țin aici, chiar fi culmea. Și așa aș vrea să plec. Stai liniștită că oamenii văd ce trebuie, chiar dacă aici nu au... Bă, câtă răutate și cât... De la ce? De unde? De unde a început războiul ăsta? De unde? De la un conflict care nici nu avea legătură cu noi? De unde, mai exact? Ca să înțeleg și eu. De la un subiect între băieți, am ajuns aici. Care ei să ceartă, ei să împacă. Și am ajuns aici, în stadiul ăsta. Nu pot să cred. Și ce satisfacție că... Ce? Că ce? Ai făcut psihic o femeie în vârstă și ai... Ce? Nu e de o boltă psihică. Nu, eu știu că e puternică, da? Știm cu toții. Ce satisfacție că a plecat? Că plec eu și ceva, ce liniște și pace îmi dă peste. O satisfacție imensă. Dar așa sunt oamenii. Și după aia zic că noi nu. Nu numai noi. Păi dacă tu mă taci și mă faci în toate feluri și mă provoci și vorbești și asta, eu trebuie să tac? Eu trebuie să tac în fața tuturor? Așa ar trebui. Să nu cumva să zic ceva, să deranjez. Sau să zic ceva, să ăsta, că-s pe noi, pă, că ar fi ultima mâncare de pe pământul ăsta și ne batem fiecare în parte pentru o bucățică de mâncare, că dacă nu murim de foame sau nu știu ce comparație să mai fac. Deci sunt foarte supărată pentru că era un sprijin foarte mare pentru mine, era singura persoană cu care eu mă înțelegeam și cu care puteam să vorbesc și să-mi dai un sfat din tot sufletul, fără să îmi vrei vreodată rău sau să aibă intenții ascunse sau ceva. Hei, nici eu n-am intenții ascunse. Și îmi pare rău că a plecat. Ce să zic? Și mie îmi pare rău. De asta supărată. Nu supărată pentru nimic, că pot să duc 1000. Dacă îi să le ducem, le duc. Că la deștept tace și la ultima 100 de metri atunci vorbește. Care energie. Mi ciudă că o trebuie să se ajungă în punctul ăsta ca să ce? Să dai satisfacții cui? Să se bucure cine? Ah, mama, am scăpat de ea, vai! Eu când văd oamenii cu fețele astea că trec și că vorbesc și că șușotesc și că au ironii din astea așa, sincer vreau să mă duc acasă. Pentru că nu mai suport atmosfera asta. Da, și eu vreau. Sincer, îmi plac cercurile. Care iasă dintre noi? Dar și eu vreau. Eu îmi doresc din suflet să rămână Roberto aici până la final, așa cum își dorește el. Dacă lui îi place atmosfera asta, așa, să simtă tensiunea asta în toți neuronii, să simți că o iei razna, că nu mai poți, să stea el aici, că eu nu vreau. Cum ești? Bine, n-am... Eu n-am mai putut, frate, să tot se zică de ea, să zică, că a dat de multe ori diferite replici. Nu i-am zis nimic niciodată, dar până gata, stop. Nu este, știi, se adună multe chestii și la un moment dat așa, nu e frumoasă, nu e ca oameni și dai toate astea, știi, ca să te descarci. Și am zis doar o singură vorbă atâta. Am greșit și noi, dar a greșit și voi, eu asta nu înțeleg, de ce nu se recunoaște din parte? Da, noi am greșit, am recunoscut de fiecare dată când am făcut ceva greșit. Da, am greșit. Dar nu greșeam dacă nu se ajungea la chestii de genul. Po bune. Că Simona și Hatice stau în col și bărfesc. Păi toată casa bărfește. Po bune, l-ați văzut pe Hatice și pe Simona acum, că nu înțeleg. De la o vorbă mi s-au mai zis încă 7 vorbe pe lângă. Nu e nicio problemă. Poate eu am greșit, că i-am zis unei mame așa ceva. Dar nu mi se pare nici normal din partea unei mame care are o vârstă și o înțelepciune, mă rog, așa am crezut să zic în continuu de alți copii. Ok, eu am greșit în punctul ăsta de vedere că am zis lucrul ăla. Dar ea ca doamnă, ca o mamă,
De ce nu și-a arătat chestia de mamă, simțul ăla de mamă? Ok, ți-a per copii. Să te iasă palatul, spună ce-i greșit. Ți-a per copii, dar zi de zi Simona și Andrei luați peste picior, doamna Liviu luată peste picior, Roberto luat peste picior, Atige luată peste picior. Ei oricum au ceva cu noi. Vreau să încep cu ceva ce mi se pare așa ușor amuzant. Măi, nu mai spuneți pe doamna Loredana că e doamnă în vârstă. E o femeie, are 50 de ani, mama? S-a împlinit? Aproape. Nici nu are 50 de ani. Mă, la adevărul e că și eu când aveam 20 ceva de ani și când spunea cineva care are 40 ceva de ani, nu, este o femeie în plină putere. Dani, nu s-a pus nicio clipă problema. De ce spui să plece Dani? Nu... Așa am auzit eu mai demult când a mai fost o situație. Am mai vrut să... Nu, Dani... nu a intrat nici în cursă de eliminare, mă rog, pentru ce s-a întâmplat acum câteva zile. Tu ești în cursa de eliminare, dar, repet, o să vedem vineri. Eu cred că după votul de vineri o să se clarifice lucrurile așa. Cred că o să reflecte până la urmă așa cum reflectă fiecare vot și părerea telespectatorilor. Și ce vreau să vă spun este că, în continuare, vă alimentați foarte mult unii pe alții. Calmați-vă, serios. Nu vă folosește, nu vă face bine nici unora, nici altora să continuați să spuneți câte nedreptăți ați trăit din partea celelalte tabere. Repet, lăsați-i pe telespectatori să judece. Ei au cea mai puternică armă. Ei vă votează. Și cea mai puternică și cea mai puternică este în finală. Spun ce am spus și mai devreme. Încercați să vă liniștiți cu toții. Să vă liniștiți. Să vă gândiți, sunteți foarte multe cupluri acum. Sunteți foarte mulți logodiți. Cei mai mulți sunteți logodiți. Puneți-vă gândurile în ordine, faceți-vă planuri, pentru că peste 3 săptămâni începe viața, de fapt. Viața de afară, când o să fiți doar voi doi și cu familiile voastre, voi doi și cu familiile voastre. Și faceți-vă planuri. Nu mai contează cine, pe cine lăsați aici. Nici voi nu plecați cu ei, nici voi nu plecați cu ei. Serios. Puteți să nu vă mai spuneți nimic după data de 10 încolo. Trebuie să ieșiți din fața asta în care sunteți. Pentru că îmi dau seama că și pentru cei care nu sunt implicați în acest conflict, este o tensiune aici în casă. O simt așa, se simte la nivel energetic. Ce este? Adică ar trebui să avem niște limite și nu vreau să înțeleagă nimeni, n-am niciun fel de răutate cu voi, însă ar trebui să reflectați asupra modului în care voi alegeți să vă apărați unul pe altul, pentru că însă și trebuie noi, să și vă gândiți că și părinți. Noi avem o familie acasă. Cu siguranță ne gândim fiecare dintre și noi doar pot că... Și să fiu făcută de fiecare dată în orice fel și gata. Zic pentru și eu am o mamă și eu am o mătușă bolnavă și eu am familie și eu am... Reflecta asupra mult... faptului... Nu s-a băgat niciodată nimic, va vorbi de fiecare dată frumos. De fiecare dată când mama mea a venit în casa asta, va vorbi frumos. N-a vorbit la niciunul de aici urât și nu a jignit. Atinge. Și nu a făcut comparații. Maria îți vorbea pe un ton. Nu, Maria am văzut-o și în filmări. Nu, și eu am o familie acasă și nici familiei mele nu-i convine. Îți vorbea pe un ton calm. Dar de ce nu te ajunge cu ridici? Am observat o chestie la tine. Stai un pic, Maria. De ce te victimizezi totdeauna? Fix victimizarea nu mi-a parte. Uite că am senzația că în ultima perioadă ai tendința pare. De a pune lucrurile în așa, de a le îmbraca în așa fel încât să pară că de fapt toată casa e împotriva noastră, voastră, ceea ce nu e adevărat. Nu am zis că toată casa e împotriva noastră. Nu, dar așa, adică ce sens are acum să aduci familia în... Păi și eu am o familie. Și nici familiei mele nu este bine. Da, a jignit-o cineva pe mama ta, pe mătușa ta? A făcut-o de capul ei. Nu măi, este o jignire. Când am făcut-o noi, a fost o jignire. Măi, Hatice, când am spus-o noi, a fost o jignire. Contextul era acum câteva, acum 2 luni, când a spus
Vai de capul ei. Vai săraca. Da, că nu iau jignire. Adică uite, punere puțin, punere puțin în balanță. Hai, stai. Hai să văd dacă ești corectă. Pune puțin în balanță. Vai de capul ei săraca și cu și dumneavoastră sunteți în călduri. Hai, te rog eu. Da, da, nu am zis că noi nu am greșit. Eu nu am zis nicio secundă. Dar nu e vorba. Calcul. Pe bune, pune în balanță. Da, dar nu facem concurs de greșeli. Dar hai să vedem fiecare paiul din, mă rog, bârna din ochiul nostru și apoi să... Singurul lucru pe care vreau să spun eu e să nu o luați personal, doar că trebuie să avem niște limite în legătură cu părinții, cu oamenii care sunt mai în vârstă decât noi și au și anumite experiențe de viață. Nu foarte în vârstă. Nu foarte în vârstă. Și să reflectați voi asupra faptului și a modului în care alegeți să vă apărați unul pe altul, pentru că situația la voi deja se repetă. A fost un episod cu Antonio când ați jignit-o pe mama lui, deși doamna Cian avea nicio legătură în discuțiile cu voi și Antonio nu v-a jignit direct pe voi. A fost situația, știe toată lumea cum s-a întâmplat. Uitați-mi, da. Ok? Și acum, ok, voi vă puteți spune orice, e perfect normal, cât puteți fiecare. Nu doar chiar orice, hai să respectăm niște limite. Hai să nu băgăm părinții și să-i lăsăm. Da, da, eu zic că și mie, sincer, am meritat niște scuze din partea unor oameni, nu? Posibil, eu nu zic. Așa, nu știu. Nu, noi nu merităm. Eu nu zic nimic mai. Doar că modul în care voi alegeți să vă apărați unul pe altul nu este... Nu este normal. Ok, asta e modul nostru, atâta putem, cum mi s-a zis. Dar, sincer, nu, poate e ok să se apere unul pe altul. Este foarte... Dar ce vreau eu să vă opriți toți să vă alimentați. Ok, puneți punct aici la tot ce a fost. Serios, pentru că dacă continuăm așa pe la colțuri, grupuri, grupulețe, nu vă ajutați. Nu-i ajutați. Prietenia înseamnă să tragi un om când e jos. Păi gata, hai să ne oprim. Ok, ce a fost, a fost, hai să mergem. Opriți-vă și voi, opriți-vă noi, și voi și gata. Noi am discutat doar despre cearta lor trei. Lasă că o să mai vedem niște materiale astăzi, apropo de... Ajutați-vă, dacă vă sunteți prieteni, ajutați-vă. Ridicați-vă din povestea asta. Da, nici noi nu... Vrem să se ajungă aici. Hai să văd că nu vreți. E valabil pentru toată lumea.